multe succesuri în funcția de președinte a UNFR Botoșani. Alți oameni nu știu care. Nu este de la scurt. Domnul mai era membru PSD sau nu? Nu, cred că există și noi un statut în care oricum cel care pleacă din ăsta automat își dă, și din legea partidului politicilor, dacă te duci la altă formație politică, îți încetează mandatul de la unui partid, în cadrul celorlalți partid. Dar există vreo contestație, vreo grijă de excludere care s-au făcut? Nu, nu știu să vă spun exact. Dacă există contestații de domnului Domnul. Nu a fost excludere. Fost păi, nu a fost exclus. Domnul Domoncu a făcut o sesizare la, la anul trecut, asta, la Comisia Județeană de Arbitraj și Integritate Morală, care a fost respinsă. După aia a acționat în judecată și a pierdut procesul. Doamne, alți membri, am văzut și declarațiile, n-am cunoștință de alți membri care ar fi dorit să plece. Am văzut o declarație că unul dintre primarii cunoște de oraș, m-ar fi trebuit să bară la Plămâneț. Primarul nostru din Plămâneț. Primarul nostru din Plămâneț, da. Pentru că doi primari de orașe, domnul Dorin Alexandrescu și domnul primar Țâmpov, sunt vicepreședinții ai partidului. Și domnul Rusu Ștefănel este membru în comitetul executiv. Deci oameni de cu greutate în cadrul Partidului Social Democrat. N-am aflat de astfel de intenții. Din contra, noi avem 10 primari PNL-iști care doresc să vină la noi, dar nu putem să dăm nume, datorită faptului că se vor lua măsuri împotriva lor. În același timp, foarte mulți membri, și cu dată precizez, știu foarte bine că tot timpul ce am spus a devenit, avem foarte mulți membri PNL-iști care doresc să vină la noi. Prin acest mod de a... 10 primari PNL, ați spus? Da, 10 primari PNL. PDL sau PNL? PNL, nu PDL, PNL. Și de oraș sau doar din comune? Nu vă dau alte informații. De metro. Nu știu, 10 primari. Turcanu știe oare sau... Pe atras, sunteți dumneavoastră. Și el, dar...